Evoluția dezamăgitoare a echipei fece Zalău a continuat și în etapa de la finalul săptămânii trecute, când jucătorii pregătiți de Călin Pop și Cristian Oros au pierdut cu scorul de 2 la 0 pe terenul celor de la Reghin. Niciun rezultat nu mă mai miră la fece Zalău după atitudinea și evoluția pe care au avut-o fotbaliștii pregătiți de Călim Pop și Cristian Oros în ultimul meci de pe teren propriu când au remizat cu 1-1 cu Nirea Jucu. Jocul dezamăgitor al echipei de sumeseș a continuat și în etapa de vineri când zălăoanii au întâlnit în deplasarea Vântu Reghin. Chiar dacă cele două formații se aflau la poluri opuse în clasament, fece Zalău nu a reușit să obțină nici măcar un rezultat de egalitate la Reghin, fiind învinsă cu scorul de 2-0. Soarta partidei a fost tranșată încă din prima jumătate de oră. Reginul a deschis scorul după un sfert de oră prin Florin Truță, care a scăpat singur cu portarul Baican și a trimis balonul în plasă fără nicio emoție. Al doilea gol a fost înscris în minutul 29, când John Roberts l-a învins pe portarul Baican dintr-o lovitură liberă, după ce golkeeperul Zelawan a scăpat balonul în plasă printre mâini, iar la scurt timp după primirea celui de-al doilea gol, antrenorul Călin Pop l-a și schimbat pe Baican cu portarul de rezervă Cristian Mann. Fece Zalău nu a avut nicio ocazie periculoasă la poarta gazelor, nici în partea a doua. Tot Reginul fiind echipa mai prezentă în joc. După eșecul de la Reghin, Feceza o rămâne pe locul 4 cu 43 de puncte, având șanse aproape nule de a mai prinde o clasare pe primele trei locuri la finalul sezonului.